Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Pentru că se apropie Crăciunul, zic să ne jucăm cea mai tematic, nu? Așa că astăzi încercăm un joculeț nou și anume The Grinch Christmas Adventure, care, după cum bine vedeți, îl are ca și personaj principal pe The Grinch, evident, și pe prietenul său Patrocle, nu știu exact cum îl cheamă pe acest micuț cățel. Nu cunosc lore-ul The Grinch atât de bine pe cât ar trebui, mă gândesc. Dar este un joc așa mai clasic, specific pentru copii, dar în același timp vă dați seama că dacă un joc este pentru copii, nu înseamnă neapărat că nu este și pentru cei mai mari. Așa că hai să vedem care se treaba cu joculețul ăsta, da și voi micuți la călcoroșa și să trecem la treabă. Ok, pe stilul ăsta clasic de joc cu zone pe care le alegi tu la început și este segmentat pe nivele. Pare să fie o chestiuță destul de simpatică, gen cum jocurile alea vechi, dacă le mai țineți minte, chiar și Tarzan și toate alea. Every who down in Whoville liked Christmas a lot. Nu ne povestește despre The Grinch? But the Grinch, who lived just north, did not. Oh, poți dai speed. The Grinch hated Christmas. Da, parcă și eu de Crăciun. Christmas season. Nu-s mare fan. Please don't ask why. Cu vârsta am început să nu mai fiu fan al Crăciunului. It could be his head wasn't screwed on just right. It could be perhaps that his shoes were too tight. No, eu doar am bătrâni și nu mă atrage. But I think that the most likely reason of all may have been that his heart was too sensitive. Ar avea inima mică, păi dar are probleme, nu poate să facă efort dacă are inima mică. Nu e ok asta, man. Sper că nu face jocul ăsta mișto de el că are dizabilitatea asta. Tis the season of cheer, and Christmas is looming. But the Grinch isn't happy. In fact, he is fuming. Aole, scoate fume. Mamă, deci grafica e... With a hatred so deep that he just se vede că un micuț foarte mic studio a prins licență pentru el. To make it the distance, you'll need to find Max. You'll need his assistance. Oh, Max e câinele. Okay. Deci nu e Patrocle. And slink with a smile most unpleasant. Okay, colectăm cadouri. To earn more rewards, collect every present. Am un pic, încerc să văd aici, domnule narator. More hot than a chimney, more sweet than a nuzzle. It looks like you found Grinch, a piece of a puzzle. Deși îmi place rima cu care face. All the pieces to unlock more skills. With brand new abilities come brand new thrills. Ok, e foarte simpatic. Mamă, deci îmi dă așa un vibe nostalgic. Că e fix în stilul ăla de jocuri pe care le jucam când eram mic. Cu diverse joc, cu diverse personaje Disney. Adică și cu Aladdin și cu... Sincer, îmi scap acum alte d-astea Disney... Deci nu mai știu ce am mai jucat, dar în mare parte mai toate joculețele astea așa Disney erau construite în stilul ăsta. Da, și am un vibe și de Kingdom Hearts, cu toate că Kingdom Hearts e în lumină peste asta ca complexitate. Ok, putem sprinta. Hai să căutăm cățelul. Asta e, mă, încerc să mă cocoț aici. Asta e checkpoint. Acum zici că mă joc la Beat Trip Runner sau cum Dumnezeu o fi. Spiders turn Grinch from a grouch to a grump. You can either avoid them or nimbly jump. Oh, deci putem sări pe ei. Oh. Get fucked. Look around. Ha. Oh. Mama, era să-mi rup gâtul. Oh. Bine-s. Mare gamer pe chestia asta. Eu cred că ar putea să scoată băieții mei ceva jocuri cu Grinch mai, da, de o calitate puțin mai mare, că așa cum spuneam mai devreme, se vede că e făcut de un studio super super micuț. That jingly ball is so big it could crush, turning Grinch to Grinch soup and Max into mud. Probabil nu s-a de priceput în treaba asta, cine știe. Bă! Dice of Grinch. Mamă, cum ne-am dus așa, iurea, ține-mă, vere. Mă, că vreau cadou, ce facem? What is this? Max is nearby and Grinchy can feel it. His tail wags reveal him. He just can't conceal it. Nu pot să cred. Câte vieți mai avem? Scuze, am făcut eu puțin speedrun într-o treabă. O treabă pe care probabil n-ar trebui să fi făcut așa, dar e ok, e în regulă, ne descurcăm noi. Heavy door. Ok, să le putem împinge așa.
Seamă puțin și cu cum erai textul cât de cât. A, numai două lovituri poți să iei. Am încercat să-i sar peste ăla, dar nu l-am prins bine. Ei bai, dubla 2. Ei, până acum avem scorul bun împotriva păianganilor. Bro, nu te cred. Ia, atunci dă-l măs. O, oh, mai chinui. Chiar nu mă mai chinui. N-are niciun sens. Ce trebuie să facem? Nu mă gândesc că trebuie să furăm cadouri din casele oamenilor. Din ce văzusem așa niște pozici când am primit codul pentru jocul ăsta. În sex? Reunited with Max, Grinch is feeling more brave. Together, the duo must trek through the cave. Ok. Avem pe Max acum cu noi, băieți. Luăm și de aici niște chestii. Pune-te în tron. Putem să ne punem în tron ăla nebun? Ok. Și ce facem? O dăm prin altă parte. Ah, se poate juca în doi. Unul joacă cățelul și unul joacă cu Grinch. Asta e drăguț, asta e un joc fain de jucat cu familia. Help Grinch and Max find the sneaky creek switch. To get on with the plot, to move on and explore, little dog Max can help open the door. Bă, dar îmi plac rău rimele cum sunt făcute, sunt chiar foarte simpatice. There's a switch to unlock on this door's other side. But this trapdoor is so tiny, you'll need a small guide. The trapdoor is too small for old Grinch's round shape. But Max can wiggle right through without even a scrape. Păi, cred că să avem vreo asta așa. Superb! Și piesa aia de puzzle de care aveam nevoie. The pathway was closed just before. What a great Grinchy trick! Door! Îmi place să-i dau puțin speedrun, că mă amuză. Well on your way. The countdown is Steel Christmas Day. Și că-i face remix. Ia mă, că n-am terminat. Avem aici puțin niște chestii. Keep going, old Grinch. You've got Christmas to take. You've got presents to steal. And who hearts to... Oh, trebuie să frânge minim. Push rocks. Big bats. That rock can help you reach the ledge. Nice job, oh, Grinchy. Am uitat că avem și astea. Crannies and nooks. You'll find hidden places. You just need to look. Ah, păi stai că de ce nu mai avem ce să rezolvăm. Nu te cred. Mamă, noroc că are sistemul ăsta de grapple. Ce era să-mi bob... să-mi dea un bobârnac de toată valoarea mea. Pa. Bă, e o bucată de puzzle aici. Nu pot să cred. Hai că trebuie să fac o treabă. Nice. Oh, ce? Oh! Sistem de ăsta așa. Măcar atât. Stai un pic că s-ar putea să împice prostia asta. Come back to the front. Time to get on your way. You've got work to do to steal Christmas Day. Mamă, domnule narator, dar sunteți pe felie rău de tot? Bine lovit pe janghinul ăla. Jump on objects like rocks to get even higher. Nice job, old Grinchy. O, pe bune, dacă sare pe obiecte, te dă și mai tare în sus? N-am știut asta, uite, aflăm acum chestii noi. Oh, nu pot. Ha. Pe ce ne mișcă mai greu? Nu pare să aibă vreun efect pânza asta. Cred că gameplay-ul în sine e destul de lent, nu cred că Bine mai dă și la o treabă acolo. Cred că l-am pătat. N-are cum. N-am apucat să văd. Câte am luat, mă? 98%! Nu pot să cred așa ceva. Avem și puzzle. Ce e asta? O, pe bune, chiar trebuie să craftăm un puzzle? O, că mă pricep pe aici, fiți atenți.
Mamă, astea sunt cele mai hardcore puzzle level. Oh, ai jucat o jocuri de copii de ăsta, cred că e mult prea... Mult prea gândit pentru copii, rău de tot. Bine, partea aia de platforming n-a fost chiar așa de ușoară. Bine, n-a fost chiar așa de ușoară, n-a fost așa de super simplă, da? Bine, mă gândesc că nici nu-ți trebuie extrem de mult îndemânare acum. A puzzle-ul ăsta e... E senzație. Azi, așa primești skill-uri. Aaaa, păi de-aia nici nu e așa greu, că trebuie să fie ceva destul de simpluț, am înțeles. Am înțeles, da. Oricum, oameni buni, am vrut doar așa să vă arăt acest joculet, să fie așa în spiritul Crăciunului, între ghilimele, cum s-ar spune. Dar dacă vi s-a părut interesant și vreți mai vedeți și alte jocuri pe canal, știți foarte bine ce vreți să o comentați, să lăsați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Hai, bă, bă!